Bună ziua, dragi dragi copii, sunt Andreea Corfora, suntem din Ora Dragului. Tema pentru acasă, da? Tema pentru acasă. Clasa a șasea. O fi dară să începem. Scrieți numărul rațional sub formă decimală. 1 sub la 10. 1 pe 10. Egal cu formă decimală. Scrieți 1 la 10 și vine 0, 10, nu? 1, 0. 0, 1. Hai să spun. Ne întipuim că acum virgula este după ea aici. Și când împărțim la 10, se duce virgula în față. Deci, se duce peste o singură cifră. Da? Da. Deci, dacă se duce peste o singură cifră, virgula va fi aici. Și ce a rămas în față? Nu mai rămas din ea. Nu 0, 1. Deci, face 0, 1. Păi, eu ziceam 0, 10. Da, tot așa. Cu 0,10, da, dar nu are importanță. Cu 0,100, 0,100. Adică înseamnă 0 întregi și o singură zecime. Ca să înțelegi și mai bine, înseamnă așa. Închipuiți că pe, tu știi pe axă, tu pe dreapta. Ziua aici e 1, da? Da. Și ăsta a fost împărțit în 10 bucăți. Da? 10 bucăți. De ce? Și noi n-am luat cât una. Prima dată. 0,10. Iar nu mi-a făcut 1, da? Da. Dar dacă ai făcut așa, te rog, 1 sub 100, cât ar fi însemnând? Ar fi însemnând 0,100. Păi, virgula care este aici, un interes pe cap, toți spre stânga, trebuie să câte 10 mari sunt ce spre stânga. Și 2. Și 2. Nu are nimic. Dar niciuna. Pune un 0. Și nu mai are, aici trebuie să sară ea. Și când așa și cu 0, de 0, de 0, de 0, 1. Deci 1 pe 100 înseamnă 0,01. Adică întreb în câte sunt parte, în câte? Într-o 100 de bucăți trebuie să facă într-o 100 și eu iau numai una. Da? Deci așa trebuie să înțelegi. Faceți-mă într-o 100 și e numai una. Cred că mă ajută, nu mă ajută aici. Da? Deci este vorba de o sutime. Asta aici înseamnă zecimi, sutimi, mii, da? Zecimi. Bun, ia să vedem. Cât este 2? 2 supra 1000. Cât înseamnă 2 supra 1000? 0,002. Înseamnă 0,0. 0. Da, da. 2. Ai văzut 3 decimale, da, care s-au folosit. Da? Ai înțeles acum? Da. Cât face, hai să zicem, 27. 0,27 supra 100. 0,27 supra 100. Bine, 0,0027. Vezi? Asta e. Fugi repede peste 20 mare. 0,0027. Am înțeles acum, nu? Da. Ce înseamnă... Cât înseamnă, ia să vă mai văd. Cât înseamnă 3,1 supra 10. Bine, 0,31. Și sfârșit că e un alt moment. Cât face, să zicem... Dați ceva mai greu de data asta. Da, mai greu nu poți. Dacă înțelegi bine, totul e perfect. 735,1 supra 1000. 7351. Eu văd 30, bă, am fost pe față, gata, 0,730. 7351, da? Da. 3, 5, 1. Iată, asta, ai înțeles seama ce înseamnă. Deci când bați pentru 10-100.000, când va fugi la stânga. Când nu înțelegi cu 10-100.000, va fuge la dreapta. Deci am să spune cât face 3,25 ori 10. Cât face? Ar veni 32,5. Scurt, 32,5. Da? Da. Iar cât face, zicem, 753 ori 100? Ar veni 753 ori 100? Da. 7500... Nu. 753.000. 75.300. Da. Adică până 20 ori. Da.
închipui virgula este aici și duci la dreapta peste două. Deci la mulțire cu 10, 100, 1000, virgula se fuge la dreapta. Când împarți, virgula fuge la stânga, da? Da. Deci face 75.300. Da. Acum, seria exercițiilor tale de acolo merge, ia. Da. 300%. 300%. Crezi că trebuie să mai scriem? Nu. Cât faci 300%? O scriem direct. 0.03. 0.03. Toate numărul ăsta îl poți face singur? Care? Adică, există care mai ai și îl poți face de tipul ăsta? Da. Eu după ce ai înțeles asta, nu mai insistăm pe toate, înțelegi tu? Da. Adică aș vrea să te spui așa, de acum pe aceștia aici sunt, da. Unde? Unde sunt? Aici. Aici. Ai una mie pe care îmi plătesc 17 supra 1 milion, da? Da. 17 supra 1 milion. 1. Deci 1 milion, nu? Da. Uite așa, 6 de roșie. Ce face? Face 0,000. Eu aș începe așa 17. Și trebuie să mă duc la stânga 6 decimale. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0. Deci 2, 4, 6. Da? Da. E corect? Deci am 2, 4, 6, 2, 4, 6 decimale. Da, da, sunt doar 5 acolo. Unde sunt numai 5? Aici, acolo. 2, 4, 6 decimale. Ah, da. Cu totul? Da. La capăt. Da. Da? Deci e limpede, eu cum am procedat, mi-am închipit virgula este aici și treci la stânga peste 6 decimale. Da. Da, ai văzut ce am făcut, am numărat, i-am pus pe el și m-a dus înapoi. Da? Deci da. E foarte simplu. Cum poți să scrii pe un milion? Ca puterea lui 10. Deci în loc de 17 supra 1 milion, mai poți scrii 17. 17 supra... supra 10 la... 10 la 10 la 2, 4, 6. La 6. 10 la 6. Deci câte 0 ori. A. 110 10 la 2. Da. Deci, e simplu, da? Câte 0 ori, dar la puterea aceea. Bun. Vei ești numărul 1 termen acasă, pentru că ai înțeles la 2. Hai, la 2. Deci, scrieți numărul rațional să formă 10 mare. Că la fel. Păi, îți toate anitor la fel, pe toate îl poți face. Da. O 5 minute să puteți deosebi. Scrieți numărul rațional sub formă de fracție ordinară. Care e numărul decimal? 13,2. Cât? 13,2. Da. Sub formă de fracție ordinară. Egal cu cine? Și egal cu 132. 132. Supra 100. Supra? 100. Nu. A, 10, mă rog. 10, mă, ai o singură 10, mă, supra 10. Că acum, invers, cum s-a scris asta? Fugi primul înapoi. Da. Deci, ăsta e jocul. Și acum, nu lași așa, ci o simplifici, de tot lei, numai dacă e reductibil prin 2, da? Face? 6, 66, supra 50. Supra? 50. De ce 50? A, supra. 66 supra 5. Da. Așa. Atenție. Îți dau acum. 14,3 supra... Nu, 14,32 este egal cu 14,32. Egal cu solul de fracție. Egal cu 1432 supra 100. Supra 100. Acum nu lăsăm așa nicio clipă. Simplifică printr-un 92. Adică 10. Și vine 7. 7,760 supra 50. Supra 50, îmi continuăm, e mai mult, mai spune. Prin 2 și vine de 3 ori, de 5 ori și vine 8, 38, supra 10. Supra? Scuze, 40. Supra? 20. Atenție. Deci, 2. Așa. 25. 25. Se mai poate simplifica? Nu. Nu, nu se mai poate simplifica, pentru că vedem foarte bine asta. Nu m-a plicit, era ceva cum vrea. Și gata, e reductibil. Așa e nici când am venit la nivelul ăsta. Altceva, dăm 2 pe acolo.
2,49. 2,49. Egal, o spune repede. 249 supra 100. Supra 100. Stai pe gând, ce poate simplifica tot ceva? Da. Asta vrea 25. Da. 10 înseamnă 25. Da. Și asta vrea 25. Nu. 5 nici vorbă, nici doi, nici vorbă. Da. Finalul este reductivul de dată. Da. Punct. Altă. 43 supra 18. 1,75. Deci 1,75 egal cu vorbește în tur. Egal cu 175. Da. Supra 18. Prin? Prin, merge prin 5. Da. Și vine... deci 35 de ori. 35. 35 de ori, corect. Supra? Supra 20. 20. Mai merge o dată pentru 5. Da. Și vine 7 supra 4. 7 de 4. Mai putem simplifica? Nu. Dacă învățim 7 la 4, cât ne va da, mult sigur? 1,75. Deci, ca trebuie să fie același treabă, nu? Așa, mai departe. Așa. Vine 5,7. 5,7. Este egal cu 57 supra 10 și nu se simplifică cu nimic. 57 supra 10 și nu se simplifică cu nimic. Bun, altceva? 4 supra 23. 4 supra 23. 4,23. Da, da, scrie. 4,23. Egal cu? Este egal cu 423 supra 100. 100. S-a simplificat cu ceva? Nu. Ce cede asta de jos? Repede, da? 25. 25 ăsta? Nici unul. Da. Nici 2, nici 5 nu vrea. Da. Da. Nu-i după ce plăci și nici nu-i bar. Deci rămâne clar ireductibil. Da. Dacă împărțim 423 la 100, sigur așa va face ca și înainte. Bun. Așa este, nu poți face toate cazuri da. După de rost, da? Da. Altceva, vedem repede. Aflați x aparținându-i n, pentru care numărul rațional 18 supra 2x plus 1 este natural. 18 supra 2x plus 1? Da. 2x plus 1 e număr natural. Când crezi tu? Dacă și nu mai dacă? Când 18 supra 2x plus 1 e număr natural? Atunci când se împarte exact. Adică 2x plus 1 ce să fie? Ori 18, ori 6. Nu, ori 2, ori 4. Adică divizorul are 18. Da. Deci dacă și mai dacă 2x plus 1 este unul din divizorii, da, să stai, aparține un spirit divizorilor lui 18. Dar și divizorii 18 sunt. Care sunt divizorii 18? Sunt 1, 18. 18. 2. Da. 3. Da. 3-ul, 2, 3, da? Da, 3-ul, 8-ul. 8? Da. 18 se parte la 8. 9, scuze, 9. 9, da. 9 și ca asta. Și mai este cineva? 18 și la 6 mai parte. La 2 e spus bine, la 3 se parte și când dă. Și dă, la 3 vine... 6. Păi 6 este. Ah. Și oricum trebuie să împartă la 6, da? 6. Și iată că am fost pe toți. 2, 3, 6 și 9. 18 și 1. Divizorii în loc. Și am luat pe rând. 2 x plus 1 egal, dar de 2. Cu cine? Cu 1. Da? Da. 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 De unde le trebuie? Rezultă de aici că x. 2 x. 2 x egal. Nu putem să zicem trec? Nu deodată. 1, 1. 1,1. Trebuie să vedem 1,1. Nu, că zici că nu. Da, da. 0. Deci, 3x egal cu 0. Atunci, x egal cu? Rezultă x este egal cu 2 împărțit, 0 împărțit la 2. 2. Și vine... 0. Da. Da. 0 împărțit la 2 egal cu 0. Apoi, 2x plus 1 cealaltă parte e egal cu? Este egal cu 18. Da. Și de aici, 2x... Rezultă că 2x este egal cu
17. Da. Are X egal cu? Vârstă X, o, nu, este egal cu 17 părți la 2 și vine 8 și, da, 8,. 8,, și nu mai este natural, da? Da. Spune, nu mai aparține un termen natural și nu interesează soluția asta. Apoi, 2X plus 1 egal cu? 2X plus 1 este egal cu 2. Da. Și rezultă de cea 2X este egal cu 1. Rezultă de aici, iarăși nu merge, x este egal cu 0,5 ceva. Unul pe 2 care nu e numai dat la. Da? Așa e. Data peste una. Unul pe 2 care nu e numai dat la. Da. Apoi 2x plus 1. 2x plus 1 este egal cu 3. Da. Rezultă de aici, 2x este egal cu 2. Da. Rezultă de aici, x este egal cu 2 pe 2. Da. Și vine 1. Se cam primul lucru, care este de fapt natural. Da. Da. Deci 1 pe 2 nu este de fapt natural. Apoi 2x plus 1, repede, repede. 2x plus 1 este egal cu 4, nu, cu 6. Cu 6. Cu 6. Și rezultă de aici 2x este egal cu 5. Rezultă de aici x este egal cu 5 pe 2. Da. 5 sau dacă scriu așa. 5 supra 2, ca nu e număr natural, nu se poate exact, deci nu e număr natural și nu nu de exact. Apoi 2x. 2x plus 1 este egal cu 9, rezultă de aici 2x este egal cu 8, rezultă de aici x este egal cu 4. X este egal cu 4. Ei, și ce asta? Nu mai sunt, spune-l o dată. De ce este să se găsească? Da, trebuie de forma naturală. Care să se afle n în care 8 de supra 2 nu este număr natural. Să se afle x? Da. Să se afle x pentru care este un număr natural. Dar nu ne-a spus x fie natural. Iar să spune așa x. Da. Unde este? Este natural. Este natural rezultatul, dar să aflați x, trebuie să așa trebuie să spune. Aflați x natural pentru care rezultatul să fie număr natural. Deci exercițiul poate fi dat așa. Să se determine, mulțimea A mare egal cu toți acei X naturali pentru care scrie și asta. Okay. Deci se determine A mare formată din toți X naturali pentru care 18 supra 2X plus 1 este mult natural. Deci, practic, să găsim toți cei pe care dacă înlocuim, în urma înlocuirii și calculului făcut, rezultatul să fie un număr natural. E, acum, spune cine e mulțimea asta, ca un cip. Este egal cu 1 și 4. 1 și, dar și 0. A, și 0. Și x egal cu 0, tot număr natural. Da? Deci 0, ai spus bine. 0, 1 și 4. Unde? La 1, unde l-ai găsit tu pe X egal cu 1? Ah, scuze. Unde? Unde îl vezi? Nu. L-am găsit pe X egal cu 1, numai X egal cu 0, văd aici. Și X egal cu 4. Da. Nu am mai dat la asta. 0 și 4. Uite, dacă înlocuim pe X cu 1, vine 2 ori 1, 2 și 1, 3, 18 și 1, dar și 2 și 1 e bun. De ce nu ne-a ieșit 9? 2x egal cu 2, x egal cu 1, vezi? Da. Bine. Și 1 este fără să fie. Dar 3 valori. Da. 3 valori am zis, dacă mă pui, fac aici număr natural. Hai să-mi facem încă unul. Dăm tu acolo, încă unul, ca să fie din tonul cu aici. Aflați x număr natural pentru care 5 supra x plus 1 aparține lui q natural. Deci, să se determine X natural. Da. Așa? Deci, mulțimea V egal cu toți acei X natural. Pentru care? Pentru care ce? Pentru care X numai natural, pentru care 5 supra X plus 1. 5 supra X plus 1. Aparține lui Q. Nu, Q, sigur. Q. Q. Da. Aparține lui Q. Deci tu,
când ai ieșit pe acest lucru. Aflați X, naturalmente, care 5 supra X plus 1 aparține Q minus N, mă. A. Păi citește tot. Aparține lui Q minus mulțimea numelor naturale. Hai să înțelegem în ieșitul. Deci găsim pe toți acei X natural, pentru care 5 supra X plus 1 devine Q minus N. Da. Acolo a scris ce ține bine. Da, așa. Q, da? Așa. Q minus mă speră mai mult natural. Ce înțelegi tu? Că 5 supra X plus 1 trebuie să fie... Ce înseamnă Q minus N? Adică să fie număr natural, nu? Păi, dacă era numai număr natural, era scris așa ca aici. Uite, dar Q minus N, poți să dai un exemplu de număr din Q? Da, 0,1, 0,2, da. Dar și sub formă de fracție poți să dai? Da, 1 pe 2. 1 pe 2. 3 pe 4. Așa. Deci, astea sunt fracții, 7 pe 9, da. Fracții. Deci, să fie fracții, dar să nu fie număr natural. Că scăderea ce înseamnă? Pune toate elementele de aici care sunt și aici. Adică, ce să se întâmple? Să nu se împarte exact. Dar nu puteam mai degrabă să zică direct Q? Da, dar există și posibilitatea ca la împărțire să facă număr natural. Bunoară, 5 poate să fie privit ca o fracție? Da, 5 cum? Mai vezi? El asta a spus, să nu fie fracție, să nu fie număr natural. Când zici că cele vreau de o parte să fie numai de 3 de 7. Ca nu mai poți să-l scrie ca un număr natural. Deci, cu alte cuvinte, a spus el așa. Când împarți, să nu se facă împărțirea exactă. Că împărțirea exactă, așa au fost date de o parte. Adică, să rămână fracții tot timpul. Și noi trebuie să aflăm când a dat număr natural. Deci, rezolvăm negația și situația. Adică, vedem când 5 supra X plus 1, este număr natural și acelea îmi dă deoparte. Deci, iată să vedem aici. Când 5 supra X plus 1? Atunci când se divide la 5. Și scriem de aici echivalent cu... scrie așa. 2 X plus 1 aparține numerelor 5 supra X plus 1. X, 5 supra X plus 1 aparține numerelor naturale. Noi rezolvăm problema negației, adică tocmai invers. 5 supra X plus 1 e număr natural, dar și mai dacă X plus 1 este un divizor al lui 5. Și divizorul lui 5 sunt? E cu 0 și 5. Deci sunt cu 0 și 5. Da? Cu divizorul lui 5 sunt 0. A, 5 și... A, 5, 1 și e asta. 5 și 1, atât de tot. 1 și 5, da. Da. Acum așa la 5 se divide. Păi, la ce se divide? La 5 și la 1. La 0 niciodată. Nu se face împărțirea la 0. Tocmai. Ca să de ce împărțirea la 0 nu are sens? Păi uite, de ce nu? Cum să împarți o pâine la nimeni? Păi de același lucru. Toți ei se rămâne. Tot la unul se poate. Păi cum să fenomenul începe? Începe fenomenul împărțirii. Adică tu spui că 5 împărțit la 0 face 5. Face 1. E prostie. Dar da, 5 împărțit la 5 cât face? 5 împărțit la 5 face 1. Deci un număr cât o fie el. Nu poți să începi fenomenul să împarți. La nimeni. N-ai pe nimeni în fața ta. Și te-a pus în împărți. Da, în urmă tot la cel care a împărțit, la cel număr care, de exemplu, dacă vine 5 împărțit la 0, da, este egal cu 5, că numărul nu e egal cu 5, nu, fenomenul e altul, o să vezi, o să discutăm altă dată. Când, atunci este o problemă așa. Deci, la momentul acela când faci împărțirea, nu se poate. Nu poate să fie formulată problema. Dar atunci zici, dacă aș împărți la o decină a lui 0, 0,001,
Deci nu chiar la zero, ci la un vecin. Ei, când împarți pe 5 la un vecin, hai să vedeți ce se întâmplă ca idee, adică problema așa cum trebuie să-ți răspundă. Da. 5 împărțit, sau să zicem supra, 0,0001. Iată că am pus cu VP 0 ori cu 4. Cu 4. 0 ori cu 4. Da. Ar însemna că 5 e împărțit, nu? Fracția asta vrea să spună. Da. La 0, hai să spunem așa, 0,0001. Care înseamnă tot atunci? E cam mai departe. Cu 5 în fracție. Mă, trebuie pus un 0. Încă un 0, da? Da. 0,1 și egal. Dar pe 0,001 să scriem ca un la cine? Pe 0,001 să scriem ca o, ca o fracție. Și spune-te, cum scriu pe asta ca o fracție? Scriem 5 supra... Nu, nu, pe 5 supra 1, da? Să scrii și pe ca fracție, poftim. 5 pe 1, împărțit la... Pe 0,0001 ca o fracție. Supra 1. Păi nu-i fracțiilor. Să-l transformăm pe ăsta. Nu știu să transformăm. Ah, să transformăm într-o fracție. Păi bine, 1 supra... 10 mii. Deci 1 urma, 1 supra 1 urma, de câte 10 mii sunt? 2, 4, 5. Da? 2, 4, 5, înseamnă 100 de mii. Da. Da. Și cum se par două fracții? Am învățat altfel. Face 5 supra 1, nu? 5 supra 1. Înmulțit. Ori 100.000. Ori 100.000. A doua supra 1. Supra 1. Bun. Și cum se mulțe două fracții? Numărătorii 3 și numărătorii 3. Și face cât? 500.000. Vezi? Vezi ce număr nu are făcut? 5 împărțit la 0,001. Fac 500.000. Deci, cu cât e mai mic, cu atât se mărește valoarea. Deci, cu cât e mai mic, ce înseamnă mic? Fac aproape de 0. Noi am luat 0,001. Dacă e 0,001, 0,001, un cât de 0? 1. Păi rezultatul împărțirii va fi un număr imens. Cu cât ăsta e mai mic, cu atât e mai mare rezultatul. Așadar, 5 împărțit la un număr foarte, foarte, foarte aproape de 0, face un număr foarte, foarte, foarte mare. Dar la 0 punctual, concret, nu se poate face împărțirea, nu se începe fenomenul. La un vecin al lui 0, foarte aproape de 0, putem să le pun problema. Dar acum înțeleg că face un număr foarte, foarte mare. Dar un punct nu se poate. Nu există împărțirea asta. Da, dar ce poate să împărțea ceva cu 0? O împărțire sau ceva? Nu, fenomenul acela se păstrează pentru toată viața. Împărțirea la 0 punct nu există. De aia fracția, când vezi o fracție, tu intri în panică repede. Și spui, ți-au pus. Nu am văzut fracția asta. Ce supra X plus 1? Nu m-am putut intra decât după ce zic X plus 1 diferit de 0. X plus 1 nu are voie să fie 0. Dar ca să o pot privi, ca să o pot privi pe fracția asta, trebuie să mă asigur că aici jos nu poate să fie 0. Ca am de panică. Mare. Deci nu am voie să gândesc. Da. Așa. Nu se poate găsi o explicație, o explicație logică? Păi uite, eu în logică ți-am arătat acum, că la vecin... La zero. La zero, păi asta, eu, asta am zis, am spus. Ca să cer un fenomen împărțit, înseamnă să începi să împarți. Ai o cantitate și o împarți în grupe, după cât îți spune asta de jos. Dacă îți spune, n-am nimic, nici o grupă. Păi nu poți să încep cu împărțirea. Nu poți să începi cu împărțirea, adică este impropriu să spun că fac împărțirea la nimeni. Ai înțeles acum? Da. Asta e forma logică pe care încerc să se comunic. Deci de aceea împărțirea la zero nu are rost. Nu se poate fără problema. Uite că mai determinat să încep o discuție destul de profundă, dar hai să terminăm acum exercițiul nostru. Deci... Și de aici, bine, rezultă de acolo. Că e X plus 1, da, de cap. Plus 1 este egal cu 0. Nu, pardon, 1. 1. Da? 1. Și ce de aici, X este egal cu 0. X egal cu 0. Deci X plus 1 egal cu 0. X egal cu 0. Apoi,
X plus 1 egal cu cât? Cu 5. Cu 5. Și rezultă de aici este egal cu 4. E să vezi, ia la pe X egal cu 1, ce e inflația? Pe X cu 0. Deci pentru X egal cu 0. Spune, pentru X egal. Pentru X egal cu 0 este 5 supra X plus este 0 plus 1. 0, 5 supra 0 plus 1, la fața de linie, 5 supra 0 plus 1 și egal cu 5 supra 1. Adică ce supra 1 este? 5. 5. Dar zice, după ce locuim, să nu fie număr natural. Da. Trebuie să fie, să rămân la fracție. Îi pun x egal cu 0? Nu. Nu-ți place. X egal cu 0 nu-ți place, că după locuire devine număr natural. Dar noi avem, nu devine număr natural. Iar locuiește și pe x egal cu cine? Cu 5, cu 4. 4. Ce trebuie? 5 supra 4 plus 1 este egal cu 5 supra 5 este egal cu 1. Ei, îți place acest 4? Nu. Din ce vorbim? Pentru că e de un număr natural. Și aici spune să fie numai, să rămână fracții. Da? Da. Deci 0 și 4 nu trebuie să fie mulțime. Așadar spunem că mulțimea B mare e egal cu toți x-ii naturali, x-ii naturali, da, este vorba de, hai să zic așa, este de numere naturale, minus mulțimea elementelor care ne supără, 0 și 4. Deci, B mare înseamnă numere naturale în afară de 0 și 4. Păi, înlocuiește cu cine vrei, în afară de 0 și 4, și vei vedea că rămâne fracție tot timpul. Iar, la întâmplare, un număr natural la fel de 0 și 4. 3. 3. Și, deci, în 5 supra? 3 plus 1 este egal cu 5 supra 4. 5 supra 4, rămâne fracție. Asta a vrut autorul. Deci, el a vrut să spui, dă de o parte de cele pentru care se întâmplă după un loc, să fie numai natural. Pentru că ți-a spus, Q, minus, să rămân numai fracție. Înțelegi? Da. Hai să mai văd dacă înțelegi și să vă bine. Deci, să se găsească mulțimea C, egal cu tot la C și număr natural, pentru care 7, 8 supra 2x minus 1 să fie număr natural. Să fie din Q minus mulțimea numărul natural. Q minus mulțimea numărul natural. Deci vreau să găsim pe toți acei ești natural. Rezultul aici, că asta, cum spune și că trebuie să se divide nu, că 8 supra 2x plus 1 minus 1 aparține lui n. Aparține lui n și spune că x plus... Deci noi trecăm pe negație. Da. Acelea trebuie să le dăm deoparte. Și o să zicem așa. 8 supra 2x minus 1 aparține lui n. Tocmai pe cele trebuie să descoperim, pentru că sunt fracția de linie număr natural, da? Dacă și numai parte, 2x minus 1 aparține divizorilor lui 8. Da, 2x minus 1 aparține divizorul lui 8. Divizorile sunt, lui sunt 8 și 1. Și 2 și 4. Deci sunt? 8, 1, 2 și 4. 8, 1, 2 și 4. 8, 1, 2 și 4. Și acum locuim. Și vine 8 supra 2x minus 1 este egal cu 8. Cu 8. Și rezultă de aici 2x este egal cu... Deci 2x minus 1 egal cu 8. Nu. Da, cu 8. Da? Și rezultă de aici 2x este egal cu 9. Și rezultă de aici 2x este egal cu... 9 pe 2. Da. 9 pe 2. Da, să mă împărți la pe. Și care nu e numai de-a? Da. Nu am mai numai de-a.
2x minus 1 egal cu? Este egal cu 1. Rezultă de aici că 2x este egal cu 2 și rezultă de aici x este egal cu 1. Apoi. 2x minus 1 este egal cu 2. Și rezultă de aici 2x este egal cu 3. Și rezultă de aici x este egal cu 3 supra 2. 2x minus 1 este egal cu 4 și rezultă de aici 2x este egal cu 5. Rezultă de aici 5, x este egal cu 5 supra 2. Hai. Și înseamnă că 8 supra 2x minus 1 să aparțină numerelor naturale 8, 1, 2 și 4. Deci? X aparține lui 8, 1, 2 și 4. Păi, ce X ar trebui? Ah, pardon. Lui 2, 3 și 5. Dar când am locuit, când am dat X natural, în ce situație? În 2. Deci ce X mi-a dat? 1. 1. Ăla-i singur. Mai avem un X când am rezolvat toate variantele? Nu. Acela, când ne locuim, aici ce se întâmplă pentru exemplu? Vine 8 supra 2 ori 1, 2 minus 1, 2 minus 1, 1. 8 pe 1? 8. Dacă locuiești X cu ori altcineva, nu mai se întâmplă schimbă natural. Așadar, ce se întâmplă cu alții și când ne locuim? Rămâne fracții. Deci rămâne fracții. Și acum, povestea este că noi trebuia să găsim toți X natural, de care dacă ne locuim, să rămână fracție. Cine este mulțimea C? Cu cine este egal mulțimea C? Cu toți toate numerele naturale, plus minus 1. Minus? Mulțimea formată de elementul 1. Toate astea ne creează probleme. Da. Deci autorul meu spune așa. Găsiți toți și naturale, pentru care după înlocuire să rămână fracție. Să rămână fracție prin crescătură. Numerele naturale sunt scăzute. Și noi zic, hai să vedem când devine număr natural. Și când a dat în număr natural, dar sunt bucați, un singur X. 1. Și a zis, bine, te-a dus la tine. Și noi zic, poate număr natural, și atunci, ăsta este răspuns. Ne facem o cunoștință, nu e clară. Hai să spunem mulțimea. E egal cu toți acei X natural. Pentru care să se întâmple ca 7 supra 2x plus 3 să fie din Q minus mulțimea numărul natural. Păi scriem că 2x plus 3 trebuie să aparțină lui N. Și rezultă de aici ar scrie... Deci nu negația. Da. Negația. Adică ce înseamnă negația? Altfel, nu să fie mai mult natural. De 7 supra 2x plus 3 să aparțină numerelor naturale. Asta dacă și numai dacă. Dacă 7, dacă x aparține, nu. Stai să dă, dacă și numai dacă. 2x plus 3 să fie cine? Divizorul lui 7. 2x plus 3. 2x plus 3 să aparține divizorul lui 7. Care e formată de mulțimea 1 și 7. Adică luăm pe rând 2x plus 3 egal cu 1. 2x plus 3 este egal cu 1. Rezultă de aici 2x este egal cu 1. 2. Da, 2. Deci 2. X egal cu 1. 2. Și x egal cu 1. Apoi. 2x plus 3 este egal cu 7. Rezultă de aici 2x este egal cu 4 și vine și rezultă de aici x este egal cu 2. Ei, deci, iată concret ce am aflat. Că pentru x egal cu 1 și x egal cu 2, după înlocuire, să devină numere naturale. Dar nu putem să devină numere naturale. Tocmai să rămână o fracție. Înseamnă că așa este valorul 1 și 2 ne convine? Nu.
Deci, din toată funcționarea naturală, dăm pe cele care ne supără. Le dăm de oate. Da? Pe unul și pe doi. Așadar, cu adevărat, eu este egal cu... Este egal cu, cu toate numerele lui N. Da. Minus 2 și 1. Minus 2 și 1, că astea transformă fracția într-un număr natural și nu vrem, să numim fracții. Da. Asta a fost, asta e ideea. Acum, ai înțeles modul ăsta de ieșiții? Poți să faci, da? Da. Mai departe, să vedem ce mai e. Scrie câte trei exemple de numere raționale strict negative reprezentate prin fracții ordinare, fracții decimale infinite, fracții decimale... De ce negative? Nu mai vorbim numele negative și... Scrieți câte trei exemple de numere raționale strict negative. Adică de la 0... Dar se referă că tu n-ai vorbit de numere cu minus. Dar nu se referă la 0, virgulă? Nu. Cu minus. Minus, nu știu cine. Strict negativ. Raționale. Poate se referă la faptul că să fie strict negativ, nu? Strict subunitare. Hai să zic așa, subunitare. Deci când e trei denumere strict subunitare, adică mai mici decât unul, reprezentate prin fracții ordinare. Ia să dăm trei numere mai mici decât unul prin fracție ordinare. Păi scriem mai mic decât 1 fracție ordinare și scriem 3 supra 2. Păi 3 pe 2 e de la... A, da, da, spus. 3 supra 4. Da, așa, da. Deci, la primul an, 3 pe 4. Da. 3 supra 4. 3 supra 5. 3 pe 5. 3 supra 6. 3 pe 6, care înseamnă 1 pe 2. Da. 1 pe 2. Mai dăm câteva, mai trebuie. Da. 3 supra 7. Da, mai 3, 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 acum, hai să continuăm cu punctul A, l-am văzut, punctul B, care zice fracții decimale finite, sub formă de fracții decimale finite, tot sub unitate. 11 pe 12? Deci, asta a fost o fracție ordinară și acum avea sub formă de fracții decimale. Adică cu virgulă. Da. Și mai mici decât unul. Deci a decimală nu e finită. Deci fracție decimală finită. A, am înțeles, infinită. Finită. Păi, 4 pe 3. 4 pe 3 e mai mare decât 1. 4 pe 3 face 1 și ceva. 0,1 pe 2. Deci 0,1 pe... Pe 2. Păi nu sunt formă de fracție ordinară, am zis, sunt formă de număr decimal. Adică înseamnă așa, 0,75. Este un număr, sub formă de fracție decimală. Asta, fracție ordinară. Aici e fracție, fracție ordinară, ordinară. Adică ce are? Numărător și numitor. Așa se zice, numărător și numitor. Deci când zic ordinar, așa trebuie să înțelegi. Numărător și numitor. Da. Când zic fracție decimală, fracție, dar decimale, cu decimale se fie dat. Și subunitarele să ai o parte asta de aici întreagă. Partea întreagă să fie 0. Când nu am dat mai? 0,1, 0,3. Așa. Și așa mai departe. Exact, o fiță.
Deci asta înseamnă să fie un număr decimal. O fracție decimală, un număr finit de decimale. Una, două, șapte, nouă. Deci, mai știu exact. Dar acum dăm un număr decimal, un număr fracționar, dar sub formă decimale, cu un număr infinit de decimale. 1,3 derivate. Așa. Deci 1,3 derivate care are, nu, de decimale, 3,3 la sfârșit. Da. 5,4 derivate. 5, dar a zis subunitate. 0,5 derivate. Da. Da. 0,13 perioadă. 1,3 perioadă, acesta este un exemplu de număr decimal mix. Periodic mix, da? Da. Și asta a fost, nu? Da. Exemplu care vei dori. Periodice mixte, periodice simple, am dat amândouă, da? Da. A, așa, și cam asta? Da. Câte ceasul? Da. 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 Oprim lecția și zicem așa. La sinteza orei putem remarca că am avut fracții ordinare finite. Sau mai bine fracții ordinare. Fracții în cele două ipostaze. Ordinare și zecimale. Zecimale. Aici la zecimale periodice mixte și simple. A, așa, zecimale. Periodice. Zice. Simple. Mixte. Transformarea. Fracțiilor zecimale, fracții ordinare. Zecimale în fracții ordinare. Apoi am mai făcut fracție ordinare. Când o fracție devine număr natural, nu? Da. Da? Când o fracție devine număr natural. Da, natural. În sensul că am dorit să pățesc să fac exact acolo, nu? Da. Divizorii, da? Și de, am vorbit și de divizorii un număr. Da. Divizorii unui număr. Și am făcut și ecuații. Nu așa? Da. Ecuații. Cam asta. Ce faci, mă? E răcit. Da, de-abia stai. Cine să spun acum? La revedere, nu uitați like, share, subscribe, la Pop Online. La revedere! La